este cea mai scumpă carte. Dacă o vei citi. Strălucesc pe scenă și poartă ținute scumpe. Sunt ajutați în fiecare zi de stiliști și make-up artiști și au o imagine impecabilă atunci când ies din casă. Însă și vedetele au avut copilărie, iar felul în care arătau în acele vremuri e în stare adesea să surprindă. Adrian Ursu nu a renunțat la imaginea de adolescent. Ba mai mult, acesta are și o emisiune dedicată copiilor. Vino, ce mai bun prieten să fii. Este singurul copil la părinți și din fragedă copilărie face muzică. Carisma a postat și ea câteva poze din copilărie pe rețelele de socializare. Natalia Barbu pare să fi fost mereu o soră grijulie pentru Irina, mezina familiei Barbu. Au crescut mari, dar au rămas prietene de nedespărțit. Astăzi, Maceo, cândva un copil obișnuit. Ionel Istrati cucerește acum toate inimile fetelor. Natalia Gordienko a fost și ea singurul copil la părinți, iar firea artistică se manifestă încă din fragedă copilărie. Dan Bălan era în trecut copilul tantei Ludmila de la televizor. Astăzi, el este celebru în toată lumea, iar albumurile sale se vând în milioane de exemplare.